Te salut în IT World. Hai să explorezi. În Scratch putem crea iluzia mișcării prin animarea obiectelor din fundal. În cazul aplicației pe care o construim aici, avem un avion care, deși stă pe loc, sau nu-și modifică abscisa, ci doar ordonata, adică nu se mișcă în direcție orizontală, ci doar în direcție verticală, totuși se creează iluzia de mișcare în direcție orizontală datorită clădirilor care se mișcă în sens invers. În cazul acestei aplicații, am utilizat un personaj extern, un avion care se poate descărca free de pe această adresă. Cu ajutorul butonului, încarcă personaj din figura alăturată. Creați o aplicație interactivă în Scratch cu titlul Avionul Magic. Pe ecran, în scena principală, apare un avion pe un fundal oarecare ales de voi. Clădirile de la sol se mișcă cu o viteză constantă de la dreapta spre stânga, creând iluzia mișcării avionului în direcție inversă. Avionul poate fi mișcat în direcție verticală pentru a evita coliziunea cu clădirile de diferită de înălțime. Dacă avionul coboară sub un anumit nivel, această acțiune este recompensată cu 10 puncte pe secundă. Dacă avionul atinge o clădire, atunci pilotul, adică jucătorul, este penalizat cu tot atâtea puncte. La începerea jocului se asigură 100 de puncte bonus. Jocul este câștigat dacă jucătorul reușește să acumuleze un anumit număr de puncte, 200 de exemplu. Punctajul va fi contorizat într-o singură variabilă. Se va afișa altitudinea la care zboară avionul. Pentru început, să vedem cum funcționează aplicația. Haideți să încercăm un ecran complet. Așa arată ecranul complet. Aplicația poate fi pornită cu click pe steguleț. Imediat pornesc clădirile. Mișcarea se face de la dreapta spre stânga. Și avem impresia că, de fapt, acest avion zboară. Dacă avionul reușește să coboare sub o anumită altitudine, observați la punctaj, primește câte 10 puncte pe secundă. În momentul în care s-a acumulat 200 de puncte, s-a afișat mesajul "Ai câștigat". Ați observat probabil și altitudinea care a fost în continuu afișată. Haideți să mai rulăm o dată aplicația. Dacă coborâm sub 50 de altitudinea de 50, imediat primim punctaj. Dacă atingem o clădire, punctajul se scade. Aplicația mai are un mod de utilizare, și anume modul autopilot. Pentru asta trebuie să apăsăm tasta A la tastatură. Avionul coboară, dar în momentul în care atinge o clădire,
autopilotul ridică avionul la o altitudine sigură, unde nu mai, unde avionul nu mai poate să atingă nicio clădire. Observați că și cu această metodă putem să obținem cele 200 de puncte cu care am câștigat jocul. Hai să vedem acum cum s-a construit această aplicație. Cu acest buton trebuie să revenim la modul de lucru editare. Iată. În primul rând, avem două personaje principale, clădirile, buildings. Este un singur personaj, dar în mai multe ipostaze. Adică, în momentul în care spunem costumul următor, de fapt, o să apară următoarea clădire sau următoarea formă a obiectului buildings. Observați cu atenție. Next custom, altă clădire. Next custom, altă clădire iarăși și tot așa. Avem un ciclu infinit, pentru că în momentul în care se câștigă jocul, vom folosi puzzle-ul Stop Totul, care se vede aici. Deci nu avem nevoie de o condiție care să oprească acest ciclu. Stop Totul va opri inclusiv ciclurile infinite. Deci, se setează X la 196, abscisa aceasta se află în partea dreaptă a scenei, se setează Y la minus 20, adică clădirile au o ordonată a minus 20 în momentul în care apar, ca să lase loc avionului. Și avem puzzle-ul costumul următor, care face ca de fiecare dată acest obiect, acest actor să intre în noi ipostaze, în noi forme. Dacă clădirea atinge avionul, atunci se modifică punctajul cu minus 1. Altfel, dacă altitudinea este mai mică decât 50, avionul va fi recompensat cu câte 10 puncte pe secundă. Ați văzut că punctajul curge în continuu, în concordanță cu mișcarea elementelor din scenă. Deci, cam acesta ar fi algoritmul pentru buildings. Să vedem la avion. Avionul acesta este într-adevăr magic și din acest punct de vedere că are 5 algoritmi de urmat. În primul rând, când se dă click pe steguleț, deci la pornire, ordonata Y a avionului se setează la 120. Deci este altitudinea de la care pornește avionul. Tot așa se setează variabila altitudine, care va conține poziția Y, deci exact valoarea aceasta setată la început.
Bineînțeles că dacă mișcăm sau modificăm altitudinea avionului, această variabilă va fi reîmprospătată în continuu, deci în fiecare moment vom vedea altitudinea reală, exactă, din acel moment a avionului. La început este normal ca acest punctaj să se reseteze și am zis că pornim de la 100 de puncte bonus. Cele două taste săgeată în sus, săgeată jos, se utilizează pentru a modifica coordonata avionului în jos sau în sus, deci cu minus 10 sau plus 10. De fiecare dată am resetat poziția Y în variabila altitudine, ca să avem evidența exactă la fiecare atingere a vreunei taste, a unei taste săgeată sus sau săgeată jos. Pentru a verifica dacă jocul este câștigat de jucător sau nu, avem acest puzzle de control foarte interesant. Un eveniment foarte interesant, și anume când tasta oricare este apăsată. Deci avem tasta oricare, putem să alegem din lista aceasta derulantă această opțiune. Asta înseamnă că la apăsarea oricărei taste se calculează, se verifică punctajul. Dacă punctajul este mai mare decât 199, deci dacă punctajul a atins 200 de puncte, atunci se afișează ai câștigat și se utilizează puzzle-ul stop, totul, care oprește rularea aplicației. Dacă punctajul este negativ, mai mic decât 0, atunci jucătorul a pierdut jocul, se afișează acest fapt și iarăși se utilizează puzzle-ul stop, totul, care oprește aplicația. Poate cea mai interesantă parte a acestei aplicații este algoritmul pentru autopilot. Să vedem cum funcționează. Când tasta A este apăsată, dacă avionul, da? Avionul este selectat acum. Dacă avionul atinge o clădire, atunci imediat avem o glisare la punctul de coordonate sau în punctul de coordonate x egal 0, y egal 150. Deci în partea de sus a ecranului, unde avionul se află în siguranță. Această glisare are loc în 0,1 secunde, deci foarte rapid. Așa cum ați observat, avionul practic sare în sus. Altfel, deci dacă avionul nu atinge nicio clădire, încearcă să aterizeze, să reducă din altitudine, să vină cât mai jos se poate ca să ajungă sub nivelul critic, unde începe să primească puncte. Și aici avem resetarea variabilei altitudine pentru a urmări tot timpul valoarea reală, momentană a acestei variabile. Cam aceasta ar fi aplicația. Încercați să o construiți utilizând eventual alte personaje și formulând
o altă poveste suport. Succes!